Bună ziua, bine v-am regăsit la Subiectul Zilei. Este ultima ediție din această săptămână și o vom dedica unei discuții de bine, îi spun eu, pentru că vă prezint exemplu că se poate. Nu trebuie să deznădăjuim atunci când avem un necaz, o problemă, pentru că mai sunt oameni care ne sar în ajutor, cu toate că în momentele de cumpănă ne gândim că nimeni nu este alături de noi. În această seară, cea care ne va oferi exemple că se poate și că avem oameni printre noi care ne ajută este doamna Floarea Bârzu, cea care ocupă funcția de director a filialei de Cruce Roșie Buzău. Bună ziua, bine ați venit la noi la TV Buzău. Bine v-am găsit. Sper că nu mă contraziceți cu ceea ce am spus. Pe la dumneavoastră ajung oameni care au nevoi la care nici nu ne gândim, dar totodată tot la dumneavoastră găsim și oameni care întotdeauna sar în sprijinul celor aflați în nevoie. Nu este așa? Exact ce îmi spuneți acum, mi s-a spus acum vreo oră la serviciu. A venit un tânăr până în 30 de ani, disperat, plângea și tremura tot. Mi s-a rupt sufletul de el. Singur cu mama lui. Mama lui a avut un accident vascular și este imobilizată la pat. Și a fost nevoit să-și lase serviciu ca să îngrijească de mama lui. Trăiesc dintr-o pensie de urmaș, că tatăl lui a murit nu de mult. Și se confruntă cu o mare problemă. Trebuie să meargă cu mama la control, să o mai dea jos din pat și are mare nevoie de un scaun cu rotile. A fost la casa de sănătate, acolo i s-a cerut pentru dosar, așa cum se cere de obicei, un bilet de trimitere de la medicul specialist. Medicul specialist a spus că deocamdată nu poate să-i dea bilet de trimitere până nu vede cum evoluează boala. Problema era că mă întreba pe mine cum să procedez, doamnă, că ambulanță nu mi se dă pentru așa ceva. Cum să o iau eu în brațe și să ajung la spital cu mama? Puteți să ne ajutați cu un scaun cu rotile? Nu aveam la filială, că noi avem două pe care tot așa le împrumutăm pe câte o perioadă. Nu avem fonduri și nu ne permitem să cumpărăm. S-a oferit cineva din Germania să ne aducă, dar nu avem unde să le depozităm. Și uite așa ne confruntăm cu probleme. N-am putut să-l las să plece cu problema nerezolvată. L-am rugat să mă aștepte. Am dat câteva telefoane, am vorbit cu câteva persoane și într-un final am reușit să găsesc un scaun cu rotile, cu împrumut pentru o perioadă să poată merge la control cu mama lui. I-am luat toate datele, i-am făcut copii după toate documentele, i-am făcut dosar și o să mergem și noi să-l ajutăm cu ce putem, pempă și alimente, să vedem haine, o să-l întreb la telefon ce mai au nevoie și ce putem face pentru ei. Deci iată, doamna Bârzu, că întotdeauna oamenii își găsesc ajutor atunci când apelează la dumneavoastră. Sunt cazuri foarte grave pe care noi nici nu ni le imaginăm așa în problemele astea de rutină, zilnice, cu care ne confruntăm, dar sunt oameni care chiar au nevoie de sprijin. Chiar dacă poate părea un pic așa, domnule, avea nevoie de un scaun cu rotile. Acel scaun poate îi oferea multă speranță și multă bucurie femeii care, spuneți dumneavoastră, da, este care la 60 de ani, nu mi se pare o femeie foarte în vârstă și greu, nu știe decât cel care e bolnav sau cel care se confruntă în familie cu asemenea probleme, înțelege prin ce traumă trec acești oameni. Doamna Bârzu, ați constatat și dumneavoastră în ultimii ani o creștere a cazurilor de îmbolnăvire, de nevoi speciale a oamenilor, a comunității buzoiene, pentru că din partea medicilor auzim cifre din ce în ce mai mari atunci când vine vorba de îmbolnăviri și bineînțeles că dacă un om este bolnav și nevoile lui devin speciale, devin mai mari, este o realitate cu care și dumneavoastră vă confruntați? Da, și nu numai în Buzău. În toată țara, cred că e aceeași poveste, chiar astăzi am primit, eu dau exemple de ce s-a întâmplat numai într-o zi de lucru la Crucea Roșie. Mi s-a întâmplat să sune o femeie disperată de la Piatra Neamț și am spus că avem filiale în toată țara, fiecare se ocupă în județ, dar am fost la Crucea Roșie de la Neamț, unde
fac o paranteză, avem un coleg extraordinar acolo, un om sensibil, un om care chiar se ocupă. Și spunea că are nevoie de, parcă mi se că a zis, 50.000 de euro, nu știu, nu mai mi-amintesc exact. Și că filiala i-a oferit doar 5.000 de lei, plus ajutoare constând în, cum ajutăm noi de obicei, alimente și așa mai departe. Și că dumneavoastră, i-am explicat, i-am spus, i-am arătat căile legale, unde poate merge, ce trebuie să facă, cum trebuie să procedeze. Problema e că n-avea pe nimeni, nu se putea deplasa și cred că o oră am stat până am mai liniștit-o un pic, că intră și într-o panică acești oameni care nu văd nicio ieșire, nu văd nicio înțelegere de nicăieri, niciun sprijin, nici... E foarte greu, e foarte greu pentru noi că nu avem posibilități, nu poți să rezolvi multe, foarte multe care nu avem cum, ne e imposibil. Atunci mă doare cel mai tare, când sunt lucruri imposibil de rezolvat de noi, nu țin de noi, n-ai cum, n-ai de unde. Înțeleg că zilnic în atenția dumneavoastră ajung cel puțin 2, 3, 5 cazuri grave, da, nu? Da, da, uneori mai mult, uneori grupuri întregi, dacă e vorba de un cămin, de un spital, de un... vin tot felul de cereri, tot felul de... Da. Cu donarea de sânge e o mare problemă și la noi la Buzău stăm bine cu donatorii. Problema e la nivel național și vedeți dumneavoastră, și chiar și buzoienii noștri. Foarte mulți merg la București pentru intervenții chirurgicale, pentru boli grave, mă rog, pentru... Și ai noștri au nevoie de sânge, dar și ceilalți, că la urmă nu contează de unde sunt și cine sunt. Pentru că ați adus în discuție această problemă de donare de sânge, știu că Crucea Roșie, filiala Buzău, chiar a și demarat o campanie prin care ați îndemna buzoienii să vină să doneze sânge. S-a desfășurat în mai multe etape. Spuneți-mi care au fost rezultatele și cum s-a desfășurat campania și dacă a prins așa modul de desfășurare a campaniei. Da, o campanie, n-avem sânge, se numește campania și la propriu, chiar n-avem sânge. De anul trecut este demarată, în trei județe a fost anul trecut, Buzău, Iași și București, iar anul ăsta Buzău-București pentru început, după care am înțeles că s-a mai extins în vreo două, trei județe, nu știu exact. La noi la Buzău a mers extraordinar de bine, aproape s-a dublat numărul de donatori pe perioada campaniei. Această campanie a fost finanțată de Crucea Roșie Română, pentru că a fost vorba și de acea mașină care a mers prin tot orașul și chiar nu ne-am permite noi la nivel de filială. Sunt costuri, de la începând cu benzina și cu acel spot audio-vizual. Voluntarii s-au implicat și au fost foarte încântați să participe timp de mai bine de o săptămână, pare mi se, inclusiv sâmbătă, duminica, timp de 8 ore prin oraș, cu fluturaș, cu vorbă bună, cu să îndemnăm oamenii să meargă să doneze sânge. Dar noi nu ținem numai atunci campania aia de o săptămână. Noi avem deja materiale informative în colaborare cu Asociația Transplantaților de Ficat de la București, de la Spitalul Fundeni, unde da, președinte, președinte este doamna doctor Ștefănescu, da, da, o drăguță. Chiar săptămâna aceasta am avut-o și noi într-o emisiune. Dumnezeu s-a implicat și s-a oferit să ne gratuit, ne-a făcut rost de aceste materiale. Dumnezeu le-a tipărit, nu știu cum s-a descurcat, mă rog. Și noi de câte ori avem, indiferent, chiar și ieri, că am fost la Consiliul Județean cu doamna Vlion, cu noi am dus și fluturaș cu donarea de sânge. Tot timpul, de câte ori avem ocazia, noi împărțim materialele astea informative și îndemnăm populația, tinerii, oamenii sănătoși să meargă să doneze sânge. Da, este un gest care poate părea banal, dar care în realitate salvează foarte multe vieți. Nu se știe niciodată când noi sau cineva drag nouă poate ajunge într-o situație de așa nevoie mare. Și la noi sunt oameni care vin disperați și ne solicită sprijinul, măcar să mediatizăm cazul respectiv.
slavă Domnului că și noi mai avem posibilitatea să îi ajutăm, măcar prin mediatizare, că poate oamenii nu știu foarte bine de nevoile celor cu care se întâlnesc tangențial pe stradă, dar când mai apare câte cineva la televizor, am văzut că buzenii sunt destul de deschiși și răspund afirmativ apelului lansat de cei aflați în nevoie. Vreau să vă spun că implicarea dumneavoastră este esențială. De unde ar ști cineva ce se întâmplă la Crucea Roșie, de exemplu? Ce cazuri sunt? De unde ar ști cineva de campania noastră de donare de sânge? De unde ar putea afla decât de la dumneavoastră? În multe, foarte multe cazuri am fost sprijiniți datorită dumneavoastră. N-au oamenii, normal, cu toții ne informăm, da? De la mass media și trebuie să avem pe cineva lângă noi, că altfel nu facem nimic singuri. Doamna Bârzu, Crucea Roșie este cunoscută și pentru faptul că toate acțiunile, toată munca pe care o face, o face cu sprijinul voluntarilor. Acolo nu există angajați și toți oamenii vin acolo și sunt motivați doar de gesturile bune pe care le fac. Spuneți-mi dacă mai aveți voluntari cu care să lucrați, din fericire sau nu. Dar eu cred totuși, eu sunt optimistă și cred că totuși sunt oameni de bine care sunt motivați de gesturile bune pe care le fac. Prin legea noastră, de la început, se spune clar, Crucea Roșie funcționează pe bază de voluntariat. Fără voluntari am fi nimic la 3 persoane care suntem angajate pe tot județul. Nu numai pe orașul Buzău. Din fericire avem voluntari. Tot timpul. E adevărat că la noi, la Buzău, depinde de la un județ la altul. Fericiți sunt colegii care au centre universitare și au studenți, au oameni mai mărișori decât noi. La noi sunt copii și poate într-un fel e bine că tot timpul noi avem proaspeți. Că pleacă spre București, rămân ceilalți și tot așa vin alții. Că, nu știu, eu așa văd lucrurile. Îi educăm într-un anume fel. Cu cât sunt mai mici, cu atât e mai bine. Cum îi creștem, așa îi avem copiii. Așa că nu ducem lipsă. Niciodată n-am dus lipsă de voluntari. Iar dacă noi avem un detașament de intervenție, niște tineri pregătiți special să acorde primul ajutor, să facă tot ce pot în caz de unui dezastru. Depinde și de dezastru. Dacă e un dezastru major, n-ai cum să faci față, dar acolo cât poți, vii în sprijinul autorităților. Dar când s-a întâmplat un dezastru, așa cum a fost, de exemplu, în 2012, la Înzăpeziri, sau, vreau să vă spun că n-a fost nevoie să chem niciun voluntar. Au venit din proprie inițiativă, dar nu numai voluntarii noștri, toată lumea. Deci, cu mic, cu mare, de la tânăr până la bătrân. Toți au venit, veneau oamenii valuri, mă înțelegeți? Iar alimentele din banca de alimente nu pridideam să le aducem, să le facem pachete. Nu știu dacă mă înțeleg, la 2 ore încărcam mașini întregi și le aduceam și... Deci, cum să spun, toată lumea era Crucea Roșie, toată lumea vroia să ajute. Un lucru extraordinar, extraordinar. Asta e voluntariatul. Când îți dorești să ajuți din suflet, mergi acolo și ajuți. Nu trebuie să existe o hârtie, o înțelegere sau să... Și, nu știu, pentru mine Crucea Roșie, în general, e un lucru extraordinar. Deci, iată că ăsta este un aspect care, până la urmă, vă motivează în acțiunile pe care le faceți, că tot timpul găsiți oameni care vin să ajute benevol. Este un lucru îmbucurător și pentru noi, pentru că în ultima perioadă, în ultimii ani, tot vorbim că am devenit răi unii cu alții, că suntem invidioși pe cel de lângă noi, dar iată că ceea ce îmi spuneți dumneavoastră, că tot timpul oamenii sar din proprie inițiativă să ajute, este un lucru care ne bucură sufletește. Doamna Bârzu, vă propun ca după o scurtă pauză de publicitate să vorbim și despre campaniile pe care le-ați desfășurat și mai ales despre rezultatele pe care le-au avut aceste campanii. Revenim după o pauză de publicitate. Am
revenit din pauza de publicitate și, așa cum spuneam, alături de mine am pe doamna Floarea Bârzucea, care este directorul Crucii Roșii, filiala Buzău. V-am propus, doamna director, înainte de pauza de publicitate, să vorbim despre campaniile pe care Crucea Roșie le desfășoară, cum spuneam, cu ajutorul voluntarilor. Am vorbit noi despre campania de donare de sânge. Din fericire ați avut un feedback pozitiv din partea buzoienilor. Aveți și o campanie, să-i spun eu așa, permanentă, nu știu dacă e termenul corect, cea de donare de alimente. Am văzut în diferite hipermarketuri coșuri cu inscripțiile Crucii Roșii și acolo oamenii, când ies de la cumpărături, de multe ori sunt tentați să ia din coșul lor și să mai pună și pentru cei care nu își permit să-și cumpere poate nici măcar o sticlă de ulei sau o pungă cu orez. Care mai este stadiul acestei campanii și pe unde ajung alimentele pe care noi le mai punem acolo în coș? Din 2009 avem campania, am fost printre primele județe care am început proiectul Banca de Alimente. Nu este numai în România. În toată lumea există banca de alimente și în magazinele mari sunt recipiente special amenajate pentru a strânge alimente pentru cei săraci. Este extraordinar proiectul, pentru că de multe ori n-am putea să ajutăm oamenii dacă n-am avea acest proiect. Toată lumea știe că la noi nu vin bani de nicăieri, nu suntem bugetați, nu suntem... chiar de nicăieri nu vin bani. Așa că mai ales de sărbători, oamenii sunt foarte darnici. De Paști și de Crăciun întotdeauna se umple recipientul, nu mai vorbesc în caz de dezastre, câți oameni să gândesc la cei aflați în nevoie. Ce să vă spun, mulțumesc tuturor celor care se gândesc la cei care nu au și, așa cum am spus mereu, familiile pe care le ajutăm să se gândească că și dumnealor au contribuit la acel ajutor. Tot ce vorbim noi despre Crucea Roșie aici, vorbim despre noi, cei trei angajați de la Crucea Roșie, n-am putea face nimic fără sprijinul populației și fără sprijinul voluntarilor. Spuneți-mi, în ultima perioadă, pe unde ați distribuit aceste ajutoare pe care le-ați adunat? Păi, acum nu este o săptămână, cred că vinerea trecută am fost la Sărulești, 10 familii am ajutat, pe lângă alimente am mai avut și noi în depozit igienico-sanitare produse, haine, noi avem magazine mari de îmbrăcăminte, de încălțăminte, care ne donează ca și marfă socială, haine, încălțăminte, tot ce avem nevoie pentru săraci. Așa că acolo nu ne-am dus numai cu alimente, ne-am dus cu o mașină plină de ajutoare și pentru copii care, de la școală, care n-au ce îmbrăca, ce încălța, începând cu pastă de dinți și, mă rog, detergent de vase, tot ce am avut și am putut, am dus la Sărulești să ajutăm. Am mai avut câte o familie pe aici, pe acolo. Chiar astăzi vă povesteam că am mai făcut un dosar și unde o să ajungem cu siguranță. Din păcate, noi aveam un proiect social de ani de zile îl derulăm, în care ajutam 50 de familii lunar. Am depus proiect la Consiliul Județean, dar din păcate în acest an nu s-a aprobat. Motivul că nu aveam licență pe îngrijiri la domiciliu. Noi nu asta am propus în proiect. Acum avem și licență, că licența a venit la vreo 2-3 zile, că aveam depuse toate documentele la Ministerul Muncii. Aveam acreditare pe servicii sociale și zic eu că să puteam. Mă rog, fiecare face regulile cum... Dar m-a durut sufletul nu pentru noi, că nu... a fost lovit în amărăția aceia care așteptau să-i ajutăm lună de lună. Din păcate, nu o să avem așa mult ca în anii trecuți, dar... Dumnezeu a avut grijă mereu de noi și nu ne-a lăsat. Întotdeauna am găsit așa o portiță, poate cine știe, mai vine Carrefour România cu 3 tone jumate ca acum 2 ani de alimente sau, mă rog, o să ne descurcăm oricum, nu să-i lăsăm pe oamenii în suferință. Da, văd destul optimism în vorbele dumneavoastră și ca să înțeleagă și buzoienii, pentru că dumneavoastră ați spus că nu sunteți bugetați în niciun fel,
Trebuie buzoienii să știe că tot ce strângeți pentru cei aflați de nevoie vin de la alți oameni sau de la persoane juridice. Sau din munca noastră, acele cursuri care le avem noi de formare profesională, cursuri de prim ajutor în instituții expuse riscurilor de accidentare, astea sunt contra cost. Bănuții care vin la filială ne ajută să funcționăm ca și instituție de la o lună la alta, iar leuțul care rămâne în plus merge către cei aflați în nevoie. Da, deci iată că se poate până la urma urmei cu un pic de voință și mă gândesc cu multă alergătură dintr-un loc într-altul, căci cu siguranță nu stați la sediu filialei și așteptați să vă sune telefonul, pentru că trebuie să știți vorba aceea celebră, o mână întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană nimic, la urma urmei. Da. Cam așa cred că funcționează lucrurile la Crucea Roșie. Trebuie să și cerem și bine că se răspunde pozitiv atunci când cereți ajutorul. Am văzut că Crucea Roșie face și campanii care să promoveze, să spun așa, igiena. Și am văzut că acționați în rândul celor mici în acest caz. De multe ori v-am văzut prin școli și prin grădinițe și învățați pe cei mici, de exemplu, cum să se spele pe dinți, nu? Da, sau cum să acorde primul ajutor. Da, avem educație pentru sănătate, campanii igienă, igienă orală, demonstrații de prim ajutor. Ar trebui să le luăm pe rând, că sunt foarte multe. Da. Cea cu spălatul pe dinți, ziceați dumneavoastră, este un proiectul Colgate, îi spunem noi, pentru că este sponsorizat de Colgate România și funcționează în toată țara, prin Crucea Roșie. Anul școlar 2016-2017 am mers la 27 de școli, dintre care 21 de școli din mediul rural. În total, 8.000 de copii au beneficiat de acest proiect. Un proiect extraordinar de frumos, un filmuleț supereroi al dinților sănătoși, cu diplome, bineînțeles, de supereroi, este destinat copiilor de la grupa pregătitoare până la clasa a patra. Au avut și pachetele, fiecare copil a avut pachetel cu... Nu e mare lucru, dar pentru ei e ceva extraordinar. Un mulaj, dantură din asta, cu periuță, arătăm cum să... În acest proiect au fost implicați 63 de profesori, de cadre didactice. Voluntari, pentru... Voluntari, da. N-au primit decât un pachetel și o diplomă, dumnealor. Dar, din, nu știu, la finalul proiectului am văzut că toată lumea era mulțumită, chiar profesorii foarte încântați. Și mai ales cei din mediul rural... au spus că a fost extraordinar proiectul, pentru că nu s-au ținut asemenea lecții la școală și, nu știu, filmulețul ăla pentru copii i-a încântat așa de tare încât toți au mers acasă și au spus că vor să țină dinții sănătoși și că trebuie minim 2 minute. Toți au înțeles lecția să se spele pe dinți. Cât și cât este de important să fii sănătos și să respecti normele de igienă. Partea bună este că am primit adresă de la Colgate România, acest proiect va continua. Deci următorul an școlar, încă 8.000 de copii se vor bucura de acest proiect. Mai mult de atât, la finalul proiectului, copiii au făcut desene. Fiecare cât a putut, cu cât mai mult talent, desen legat de proiect, ce au înțeles ei din acea lecție. Din aceste desene care au ajuns la noi, am selectat 4 desene care le-am trimis la Colgate România și care au fost trimise la New York. Am spus noi de la începutul proiectului de această poveste, anul trecut a câștigat un copil din România, din Rădăuți. Acum au fost trimise din toată țara și dumnealor au luat la selectat și le-au trimis mai departe. Să sperăm că va fi un copil și din Buzău, că erau niște desene tare frumoase, tare greu ne-a fost să selectăm din ele, pe care să-l alegi, care e mai frumos decât altul. Și așteptăm răspunsul acum și mă bucur foarte mult că vom continua acest proiect. Și acum vom lua alte școli, alți copii și așa mai departe. Și sper eu să meargă în continuare așa. Noi mai avem și demonstrații de prim ajutor, acum cu școala altfel,
abia am făcut față solicitărilor. Multe am fost la Pietroase, la Mihăilești, la Cândești, în Buzău, la școala 15, la liceul Henri Coandă. Foarte multe solicitări avem. Dacă sunt copii mici, ținem lecții de igienă, dacă sunt copii mai mari, cu toate că noi avem și pentru copii de grădiniță, cum bandajăm păpușa, că avem un manechin păpușă și le atât cât pot înțelege ei pentru vârsta lor. Pentru cei mai mari au fost demonstrații de prim ajutor și să-i încurajăm să meargă la concursul Sanitarii Pricepuți. Da, de altfel un concurs foarte cunoscut, foarte vechi, să-i spun așa, de ani de zile. Nu știu, da. Eu parcă m-am născut cu concursul ăsta, adică de când am început eu să știu câte ceva de Crucea Roșie, am auzit de Sanitarii Pricepuți. Anul acesta s-a desfășurat sau urmează? Urmează, 21-26 iulie, faza națională la Poiana Pinului, întotdeauna a fost acolo, este a 55-a ediție. Deci din 1962 se desfășoară acest concurs. Vom avea și noi echipaj de la gimnaziu, școala gimnazială numărul 1 din Râmnicu Sărat, care a câștigat locul întâi la faza județeană și poate ne ajută Dumnezeu să luăm și noi în loc fruntaș. E foarte important că ajung acolo. Nu practic, așteptăm... ce se urmărește în cadrul acestui concurs? Tocmai asta se urmărește. Copilul de cât mai mic și mai mic de clasa a 5-a e prea mic, să se deprindă, să aibă niște noțiuni elementare de acordare a primului ajutor. Aceste noțiuni toată viața nu se uită. Știți cât suflet pun și cât se implică acești copii și la faza națională vin cei mai buni dintre cei buni. La nivel de țară sunt 47 de filiale, vor fi 47 de echipaje. Toți fiind foarte buni, cum să vă spun, de orice mică greșeală se ia comisia ca să poată să facă departajarea. Este destul de greuț, chiar m-a speriat când am mers odată și am asistat la... Dar le prinde foarte bine, tocmai asta este ideea, ca noi să-i pregătim pe primul ajutor. Da, sunt niște lucruri elementare pe care probabil ar fi bine să le știm cu toții și poate am mai preîntâmpina accidentele mai puțin fericite din jurul nostru. Eu am propus și tot timpul repet și am să repet, poate la un moment dat se va înțelege. Am spus că nu concep ca un cadru didactic, indiferent că e învățător, educator, profesor și așa mai departe, să nu treacă pe la un curs de prim ajutor. Tot timpul sunt în preajma copiilor, și în timpul școlii, și în timpul vacanței. Mai mult de atât, în cazul unui dezastru major, avem acest risc, suntem în zona asta seismică, Vrancea. Un dezastru major, când ar pica blocuri întregi și ar fi lumea... Am auzit numai urlete și strigăte de ajutor. Oricât s-ar implica ambulanță, ISU, nu o să fie de ajuns. Atunci, dacă domnii noștri profesori, cadrele didactice, ar veni ca și voluntari în sprijinul a tuturor instituțiilor care sunt implicate, vă dați seama ce ajutor ar fi? Fiecare acolo unde stă, unde locuiește, să ajute un vecin, să-și ajute familia, să ajute personal, pentru că atunci mare nevoie o să avem de toți cei care știu și să scoți o persoană de sub dărâmătură și să vezi cum urlă de durere și, sau cum îi curge sângele din ochi sau din nas sau din gură și tu să fii neputincios, să nu știi ce trebuie să faci, e tare dureros. Uite, cred că nu numai eu gândesc așa, pentru că de anul trecut s-a încheiat un parteneriat la nivel național între Ministerul Educației și Crucea Roșie Română. Profesorii care merg la cursurile de prim ajutor au diplome eliberate de Ministerul Educației, care au și acele credite de care dumnealor au nevoie la școală, la dosărel, la... Așa, tocmai pentru a-i încuraja să vină la aceste cursuri. E adevărat că sunt contra cost.
se plătesc. Nu este o sumă extraordinar de mare. Se pot gândi că acei bani pe care acei bani se depun într-un cont, nu vin la noi, la Buzău, la Crucea Roșie să-i plătească. Din acea sumă de 200 de lei, o parte merg pentru diplome la Ministerul Educației, o parte merg la Crucea Roșie Română care se ocupă de logistică și așa mai departe, și o parte se întorc și la Crucea Roșie Buzău, din care plătim lectorul, medicul care ține aceste cursuri și tot ce mai e nevoie, combustibil și, mă rog, tot ce implică deplasarea. Iar restul bănuților care rămân la filială, tocmai asta ce vorbeam mai devreme, ajutăm niște oameni. Deci, dintr-o dată, rezolve o grămadă de lucruri, așa. Eu am spus, școlile care vin, că la nivel de școală trebuie să formăm grupe. Și avem până acum două școli, Căpățânești, școala Căpățânești cu siguranță. Am zis, noi ne oferim, noi Crucea Roșie, Buzău, nu știu, în alte județe cum se întâmplă, gratuit, profesorul din școala respectivă, de biologie sau de sport, noi îl pregătim ca și instructor. Este un curs de 30 de ore, nu este foarte greu, deci nu se pune problemă. Ca și instructor de prim ajutor. Gratuit facem asta, primește diplomă de instructor cu condiția să se implice la nivel de școală și gratuit la rândul dumnealui sau dumneaei să predea copiilor care solicită cursul, nu să-i forțăm, nu să-i obligăm, care solicită, pentru că sunt foarte multe solicitări din partea tinerilor, din partea copiilor, la noi, la filială. Asta din 2010, când am avut un proiect pe fonduri europene, pe prim ajutor, eu am făcut această invitație profesorilor. Și au venit vreo 16 profesori, care îi avem instructori, eu am lista cu dumnealor de la fiecare școală. Din acești 16, de la 16 școli, două se implică, Eminescu și HD-ul, pentru că pe la noi trec listele cu copiii care au fost instruiți și diplomele, tot noi le eliberăm acele diplome pentru copii, să-i stimulăm. Sunt convinsă că sunt copii și de la alte școli care își doresc, sunt convinsă, știu, pentru că vin la noi direct, noi n-avem cum să facem față. N-avem cum și păcat dacă își doresc să nu le oferim aceste cursuri. Spuneți, noastră, doamnă director, că practic Crucea Roșie se autofinanțează prin cursurile pe care le organizează. Corect. Ce cursuri pot fi urmate la Crucea Roșie? Cel de prim ajutor, ne-ați vorbit, da, și este, da, clar. Da, și mai avem și cursuri de igienă. Multe instituții au nevoie, sunt obligatorii la restaurante, la cămine de bătrâni, în spitale și așa mai departe. Și mai avem cursuri de formare profesională, meseria de infirmier, asistent personal al persoanei cu handicap grav, îngrijire bolnavi, bătrâni, pardon, îngrijire bătrâni la domiciliu, astea toate sunt cursuri de formare. De babysitter mai organizăm? Avem și de babysitter, da, din păcate, și uitasem de el pentru că n-am avut nicio solicitare. N-am avut. Surprinzător, da, că la un moment, da, erau, da, multe doamne, da, care știu că sunt. Da, și am fost întrebată de multe ori înainte să ne acredităm pe aceste cursuri. Dacă nu aveam atunci, s-a evit acea oportunitate în care ne-a plătit Crucea Roșie Română printr-un proiect acreditarea pe cursuri, ne-am ales noi ce vrem, ne-am acreditat pe 5 cursuri pentru că ne-au ajutat să plătim aceste acreditări, că n-avem bani, că altfel ne-am acreditat pe mult mai multe. Așa, și zic, în sfârșit, o să avem și noi de babysitter și de nici o solicitare n-am avut de 2 ani de când avem acreditarea. Da. Dar e un curs greu sau ce se întâmplă? Nu este nevoie și adevărul e că dacă ar fi să sfătuiesc pe cineva, cineva care nu are bani mulți și nu își permite să meargă la 2-3 cursuri, merge la unul și bun. Atunci eu l-aș sfătui să meargă la cel de infirmieră, pentru că infirmiera poate îngriji și un copil și un bătrân. Pe când cel de babysitter te condiționează, normal, te duci la copii și îngrijești sau depinde, v-am zis, de la o filială la alta. Am colegul din sectorul 6 care a dezvoltat serviciu de îngrijit copiii la domiciliu, de îngrijit copiii, de babysitter, de babysitting.
Și atunci are și solicitări pentru cursul de babysitter. De obicei, cei care vin la dumneavoastră să urmeze astfel de cursuri sunt oameni cărora le trebuie la locul de muncă sau se pregătesc pentru ieșirile în străinătate? Pentru că știm că foarte multe români ce pleacă peste hotare să îngrijească oameni bolnavi. Avem și, dar din păcate spun asta pentru că pe mine mă doare. Foarte mulți pleacă în străinătate și cursurile noastre sunt recunoscute internațional și mult mai ușor se angajează cu diploma de la Crucea Roșie. Mai mult de atât, din străinătate tot timpul ne trimit formulare, ne cer ok-ul pentru angajare, pentru infirmierele care le-am format noi. Da, și întotdeauna am dat ok-ul, întotdeauna am ajutat, că nimeni nu pleacă de bine. Vă spun, întotdeauna sunt oameni disperați, dar mă doare sufletul că nu putem face treabă la noi aici în țară, unde avem mare nevoie. Mare, da, nevoie. Și aici sunt destui oameni care ar avea nevoie, dar probabil că ai, noi nici nu ne permitem să plătim, pentru că până la urmă sunt vedeți, niște servicii noi, plătite. Vedeți, noi acum mi-a venit, vă spuneam, licența pe îngrijiri la domiciliu, de la Ministerul Muncii. Cum pot eu să dezvolt un serviciu de îngrijire la domiciliu fără niciun leu? Niciodată eu n-am fost de acord și nici n-am să fiu vreodată de acord când e vorba de îngrijiri la domiciliu, fie medicală, fie socială, să iau bani de la acea persoană. N-aș putea să iau vreodată bani de la un bolnav ca să-l îngrijim. Decât dacă există o portiță cumva să depunem un proiect pe fonduri europene sau o instituție cum ar fi Casa de Sănătate sau, mă rog, Ministerul Muncii sau să dea fonduri pentru așa ceva. Adică așa cum aveam contract cu Casa de Sănătate pe îngrijiri medicale la domiciliu. Casa-ți deconta pe fiecare pacient în parte, nu ne-am fi permis să luăm un pacient în plus. Pentru că n-ai cum să faci față cheltuielilor. Iar eu n-am fost, că ne-am dus odată, două ori voluntar, să ajutăm pe cineva, dar să iau bani de la pacient, nu, n-am să pot niciodată să fac chestia asta. Nu pot. Legat de partea de organizare de cursuri, știu că vă bucurați și de un sediu nou, pentru că înainte nu prea aveați spațiu pentru a acoperi toate solicitările. Ați început deja să țineți cursurile în sediul cel nou? Ziceți că noi nu avem bucurii, avem numai necazuri. Nu, astăzi am fost tare bucuroasă dimineață. Am început cu o grupă de infirmiere în clasa noastră, clasa Crucii Roșii. Până acum, pe la toate școlile și nici nu mai știu pe unde, și Fundația Sfântul Sava, preotul Milea, care ne-a ajutat extraordinar de mult. Cu Jalba în Proțap să faci rost de o sală de curs. Nu e normal. Noi pregătim voluntari, pregătim detașamente de intervenție. Nu aveam, în sfârșit, acum avem propriul nostru spațiu dat de Consiliul Local Municipal. Mulțumesc din suflet domnului primar că a înțeles situația și în sfârșit ni s-a dat o fostă grădiniță. Cred că o știți și dumneavoastră că ați fost acolo. Ați reușit să o amenajați? Greu. De la începutul anului tot pe alergătură suntem, că fără bani e greu. Când ai bani e simplu. Am reușit, ne-am legat la utilități, asta era primul lucru de făcut, iar acum tot cu voluntari, cu sponsorizare de la Policolor București, care ne-au dat și le mulțumim din suflet tot ce aveam nevoie, de lacuri, vopsele, var și tot ce aveam nevoie, și cu voluntari, e adevărat, merge foarte greu, că sunt două persoane. Și când pot vin, când nu, că așa-s voluntarii, nu vin când vrei sau cât ai nevoie, când pot. Și am reușit sala de curs, prima sală de curs, e aranjată, chiar vă invit să vedeți cât e de frumos la noi. Aveam niște băncuțe de la colegiul, de la pedagogic, ne le-a dat domnul Coman când era dumnealui director odată, că le-au avut casate și extraordinar de bine ne-au prins, să vedeți, le-am vopsit, le-am aranjat noi și frumoase scaune, cu scaunele stăm prost, dar ne-a promis doamna Voicu, director de la Colegiul Eminescu,
care casate niște scaune și o să avem și scaune, acum avem unele de plastic bune și alea, chiar arăta extraordinar sala noastră dimineață. Mai avem de dus acolo manechin, tot ce avem noi materiale legate pentru cursuri și deci am aranjat sala de curs, holul de la intrare pe unde intră fetele și în spate toaleta, exact strictul necesar. Acum urmează și celelalte săli, să le luăm la mână. Încet, dar sigur. Da, doamna Burzu, am observat că și vremea s-a încălzit, ne apropiem de perioadele caniculare, pe unde o să ne bucurăm de ajutorul voluntarilor, pentru că știu că an de an au fost câțiva voluntari în fiecare zonă a orașului și atunci când am avut nevoie, ne-a scăzut tensiunea, glicemia sau ne-am deshidratat, am putut apela la ajutorul voluntarilor Crucii Roșii. Nu vă bucurați prea devreme, pentru că de mâine avem avertizare de ploaie, de vijelie. De... Da, cu siguranță când vor fi acele zile caniculare, vom încerca și noi cu voluntarii noștri. Păi, tocmai zilele trecute m-au sunat fetele de la medicină, studente la medicină, voluntarele noastre de câțiva ani de când erau pe aici, pe la Eminescu, pe la HD-ul, că sunt în sesiune și că pe 7 iulie vin acasă. Deci să ne programăm ce avem de făcut. Târg de sănătate, caniculă, să vină voluntari. Voluntari să ia o tensiune, să ajute oamenii și așa mai departe. Deci ei vor fi prezenți. Contactați de autorități, n-am fost ca să organizăm puncte de prim ajutor. Mă rog, nu știu, poate au un plan, poate urmează, nu știu. Dumnealor au mai organizat și dumnealor cu asistenții din școli, mă rog, cum au putut, ar fi extraordinar și noi o să fim alături de dumnealor cu siguranță. Aici, la Strand, avem ajutor din partea voluntarilor? Da, da, nu sunt voluntari. La Strand avem un contract încheiat cu Urbis și avem personal calificat. Doi asistenți medicali și doi salvatori din apă. Toată vara o să ne vedeți acolo. Suntem acolo pe baricade. Deci, cu siguranță, ajutăm pe toți cei care au nevoie de noi. Mi-ați vorbit dumneavoastră înainte de emisiune și de așa zisele echipaje de dezastre. Da. Ce fac da, chiar, aceste echipaje? Da. Aceste echipaje, fiecare filială din țară are un detașament de intervenție la dezastre. Ei, anual, noi avem niște concursuri organizate de Crucea Roșie Române, parte, câțiva din echipajul nostru, din toată echipa noastră, vor merge la un concurs. După concursul acesta, care va fi de vreo 4 zile la București, o să avem o tabără internațională de pregătire pentru dezastre. Și vor merge câte 2 voluntari de la fiecare filială și vor veni, nu știu câți voluntari, din lume, că e tabără internațională, va fi la Cluj. Undeva în august, dacă mi-amintesc bine, eu le am la filială toate datele notate, mi-e greu să mi-aduc aminte. Așa, mai mult de atât vom mai avea o tabără de pregătire, tot un fel de salvare din apă, undeva la Giurgiu, Crucea Roșie Giurgiu cu Crucea Roșie Bulgară, da? De altfel o tabără foarte frumoasă, am avut și anul trecut trimiși 2 voluntari, vom trimite 2 și anul ăsta. Și vom mai avea primul ajutor pe litoral, să vedem exact de câte ori și câte persoane odată, câți voluntari odată, care sunt pregătiți pe primul ajutor, vor merge în taberele pentru copii să acorde primul ajutor. Vor îmbina utilul cu plăcutul. Vor acorda primul ajutor, dar vor avea asigurată cazarea, masa și vor sta și ei la mare o perioadă, nu știu, o săptămână, anul trecut 10 zile am stat. Practic, sunt voluntari pregătiți pentru a interveni în tot felul de dezastre, da? Vorbim de dezastre naturale, cum spunea și noastră, înzăpeziri, cutremuri, Doamne ferește, știu și eu ce ni s-ar mai putea întâmpla, voluntari pregătiți să ne salveze de la ANEC, deci la Crucea Roșie găsim oameni specializați în toate, nu? Cu siguranță, cu siguranță. Și cu cât vin mai mulți să implice, cu atât e mai bine. Chiar dacă după aceea nu mai vin voluntari la Crucea Roșie, sunt pregătiți, sunt undeva acolo și la o adică vor interveni să ajute. Voluntari sunt numai tineri sau găsim și persoane de vârsta a doua deci active? Deci nu avem limită de vârstă.
Avem și în vârstă. Am avut într-o perioadă chiar cel mai vârstnic voluntar. Mai vine când și când, că săracul, din păcate, a trecut prin niște necazuri și era un pic debusolat și mai vine când și când să ne întrebe ce mai facem. Da. Dar avem și persoane pensionari, avem de toate vârstele și... Da, da, știu că tot Crucea Roșie organizează în timpul verii un eveniment așa mai deosebit. La începutul lui iulie, dacă nu mă înșel eu, sunteți invitată într-un loc cu totul și cu totul deosebit, unde nu are toată lumea, de fapt, ocazia să ajungă, nu? Așa este. Pe 4 iulie, Crucea Roșie Română împlinește 141 de ani. Suntem invitați de președintele Crucii Roșii Române, Alteța sa regală, Principesa Margareta, la Palatul Elisabeta la București. Toți directorii de filială din țară și împreună cu președinții, probabil, nu știu, am primit o singură invitație pe numele meu. Ce să vă spun, în fiecare an face un gest deosebit. Anul trecut, fiind mai rotund, așa 140 de ani, s-a dezvelit o placă. Este un moment extraordinar de emoționant. De la înființarea Crucii Roșii până în ziua de azi, familia regală a fost implicată. Da, și activ și material, cred că, până la urmă. Exact, da. Ce să mai pomenim de Regina Maria, Elena, Ferdinand, toți au fost implicați pe toată perioada asta de 140 de ani. Și acum, Principesa Margareta este președintele Crucii Roșii Române și, nu vă spun, este un om deosebit, deosebit. A luat țara la pas, a ajuns la parte din colegii mei din țară. La Buzău, chiar, când o așteptă. Deci vreau să vă spun că mă gândesc cu groază, sper să mai dureze un pic, pentru că, nu știu, s-ar speria, nici n-aș îndrăzni să o invit la sediu Crucii Roșii. O să vedem, poate să aranjează lucrurile, acum că avem un domn primar care altfel gândește, altfel vede lucrurile și la un moment dat Crucea Roșie Buzău va avea un sediu de care să fie mândră. Au venit oameni, am avut tot felul de oameni care au trecut pe la sediul nostru de Cruce Roșie. Din păcate, nu știu de câte ori am roșit, m-a luat tremuratul când vezi că au venit niște oameni care spun că sunt din Parlamentul, nici nu mai știu, din Olanda, din Suedia mi-au venit, din tot felul de personalități, tot felul de oameni. Și nu știu dacă toată lumea știe unde funcționăm noi acum. Sunt să două cămăruțe, da. Taie picioarele pe o scară care abia o urci în spirală, da? Și 39 de metri pătrați, imaginați-vă, acolo sunt înghesuite toate, inclusiv materiale pe proiecte pe fonduri europene, care suntem obligați să le păstrăm 5 ani sau cât de la fiecare. Da, e rușinos pentru noi ca județ. Da, cine știe, poate o Dar să aveți... am speranță, sunt convinsă că o să rezolvăm problema. O să le luăm încet, pas cu pas, exact așa a spus și domnul primar. Și am răbdare și încredere. Sunt convinsă, deja primul pas l-am făcut. Avem școala noastră, să-i spun așa. Da, așa este. Doamna Bârzu, eu vă mulțumesc pentru prezența noastră în emisiune și vă doresc succes în acțiunile pe care le faceți mai departe, pentru că sunt categoric bune și de un real folos comunității buzoiene. Și eu vă mulțumesc că ne sunteți alături. Mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit și astăzi. Eu vă dau întâlnire săptămâna viitoare, mai exact marți, de la ora 17, tot aici la TV Buzău. Până atunci vă doresc numai bine!